putea spune, trebuie să acceptăm aceste aplauze. Dar îi mulțumim foarte mult lui Andrei pentru începutul acestei serii, pentru că acum știu ce urmă. Fratele Mihail va trece pe la dumneavoastră, vă va da câte o hârtiuță și pix celor care doriți să puneți întrebări în scris. Bineînțeles că se acceptă și întrebările în voce tare, cu rugămintea ca aceia care doresc să pună întrebări să vină în față pentru a fi văzuți și auziți de ceilalți. Și atât. Domnul profesor dori să... Da? Bună seara, mulți dintre dumneavoastră mă cunoaște, sunt învățător în la școala Sfântului Silvestru. Și întâmplarea a făcut ca să cunosc pe vorbitorul din această seară de când era copil. Am petrecut împreună cu părinții lui multe sâmbete și duminici. Și nu numai la o friptură sau la aterii cu părinții lui, dar la multe, multe discuții extraordinare. Din vremea respectivă a avut această aplicare către eruditie. Și atunci discursul lui a fost încărcat de eruditie. Andrei este un om bun, înainte de a avea această clasă intelectuală pe care o are ora aceasta și puțin tineri. Wow! Are multă omenire. Omenire moștenită de la mama lui, omenire moștenită de la bunica lui, de acolo are și un camion de cărți citite, și de la mine parte, da. E un bun, un suflet mare, care ne poate asculta pe fiecare. Mulțumesc! Mulțumesc! Profesor, este o mare bucurie să avem. Am venit cu drag ca și la copilul meu. Până când se scriu întrebările, poate mai simt curajul și n-am ajutat. Oare cum în domeniul să se scrie psihiatru? Prin apropiere, prin apropiere. E o frumoasă colaborare și mi-aduc aminte de o conferință la Timișoara cu câțiva ani despre îmbinarea foarte frumoasă în ordinea aceasta, duhovnic, psiholog și psihiatru. Este nevoie, mai ales astăzi, părerea mea, prin prisma cuvintelor Părintelui care lasă Dumnezeu din, pentru dragostea oamenilor ca vindecarea să apară și ca omului cu cine de Dumnezeu. Așa vedem noi, bine este că psihoterapeutul și psihiatrul sunt aproape de Dumnezeu. Foarte frumos am venit, la un moment dat, când am început. Aș avea multe romanțe pe care să le adaug, dar cred că cel mai bine ar fi să avem o lucrare, să pleci din seara asta o lucrare împreună și să putem publica un articol pe lucrul acesta. Și așa ar beneficia mai mulți oameni. Și există această societate europeană de medicină creștină, proaspăt înființată la Mică, va avea o conferință următoare la Monța, tot în noiembrie, noi în vor fi anual, ori va fi probabil în Barcelona, nu știu nimică, și e nevoie pentru această revistă bănal, e nevoie de participare. Așa că mă bucur foarte mult, din punctul meu de vedere, lucrurile sunt foarte bine spuse și mai mult n-ar fi fost de folos, că vorba lungă este și sărăcie omului,
Și bine ar fi ca cineva să poată să rescrie, să transcrie conferința asta. Să vedem cum o să lucreze. Mulțumesc încă o dată. Păi să înțeleg, dacă nu am nimic de la asta, înseamnă că este de acord cu articolul. Așa încât, da. Să, e bine că aceste conferințe ies dincolo de ușile bisericii prin faptul că ele sunt de obicei înregistrate sau transmise pe internet. Și dumneavoastră probabil că cei care le înregistrează se transmită și mai departe. Fiindcă altfel lucrarea nu se săvârșește. Adică noi avem de dus cuvintele, învățăturile de aici mai departe. Avem o prima întrebare. Să încep cu prima. Ce facem când vedem lucrurile complexe, știm consecințele ele și ce va urma și totuși nu apare nici calea spre bine. Și mai aici, după acest scrie, am înțeles, dar nu e la ce înțeles, pare. Și totuși, da. Deci ce facem când vedem lucrurile complexe, știm consecințele și totuși nu schimbăm ceva? Păi, ne scuturăm prin praf și continuăm. Încercăm să facem, să facem ceea ce știm că trebuie făcut. Ca să există o schimbare cu adevărat, e nevoie de nu doar de conștiință și de conștientizare, e foarte important. De nevoie de anumit tip de conștientizare, spuneam mai la început. Acea conștiință care doare, acel adevăr care te face să suferi, dându-ți seama de el, de cum acționează asupra ta. Faptul că nu există doar date emoții la început care să însoțească adevărul, deși nu poți să înțelegi efectele, dar emoția nu e acolo, vorbește despre literatura psihologică medicină spune mecanism de disociere. Cu alte cuvinte, nu locuiesc emoțional la problema respectivă, pentru că durerea inițială a fost foarte mare. Un mecanism de apărare. Și atunci, degeaba îl tragi sau îl aduci pe cel care are problema în preajma durerii, pentru că el va fugi, nu va sta. E vorba de efectiv, un mecanism de supraviețuire. Și nici nu-i sănătos să o faci. Cum spunea și Peter Constantin Galeriu, adevărul spus cu iubire poate să ucidă. Cu alte cuvinte, ai nevoie de foarte multă iubire și deci de răbdare ca să faci pe cel care își dă seama, doar la nivel conștiinței, să-l facă și simtă, să aibă emoția care însoțește acea conștientizare. Să-l faci suficient de să-l ajut să devină suficient de puternic lăuntric, încât să ducă și emoția. Și atunci când el va fi suficient de consolidat și de pregătit să fie, să stea în preajma emoției și a lacrimilor acelora, lucrul acesta se va întâmpla. Dar, repet, de aceea procesul de vindecare îi spune proces. Că presupune un drum. Nu e suficient doar să spui, să pui un diagnostic și să... Diagnosticele, știți că noi cu toții acum nu este foarte confortabil, că răspundem în răspundere că sunt reci. Cu alte cuvinte că fie ne șochează, fie nu ne spun nimic, nu suntem foarte bine, nu sunt foarte bine emoțional cu ele. Tocmai pentru că avem nevoie de capacitatea de a aduce acel adevăr, de a aduce emoțional acel adevăr. Dar asta o să întâmplă dintr-o dată. Cum spuneam, e nevoie de timp. E nevoie de consolidare a eu-ului, a celui care poate să ducă. E nevoie de multă mângâiere. Și de fapt, un exemplu, cu asta încheiem, un exemplu care vine tot din literatura duhovnicească, e cazul Michelului Sfântului Sihastru și
al ucenicilor săi. Efeților, de tu spunea de pică că nu exista, nu exista o persoană de care să se teamă și pe care să iubească atât de mult în același timp. Pentru că în timpul zilei era foarte solicitant cu ei și le punea la... le testa mai tot timpul ecocentrismul. Dar seara, noaptea, la spovedanie, era cea mai iubitoare persoană. Ori dragostea și iubirea și apropierea aceasta au probabil că nu voi, au cu siguranță cel mai consolidant, au un efect destul de consolidant asupra sufletului nostru. Când ni se arată dragoste, când ne simțim văzuți, când suntem conținuți, când suntem ținuți în brațe, vine și puterea de aici, puterea de a aduce, faptul că suntem validați. Și odată cu această putere vine și capacitatea de a sta în prajma lucrurilor neplăcute. Uitați-vă la mitologia greacă. Heracles, muncile lui. Teribil și foarte greu de dus. Era Heracles, că era puternic, putea să le facă. Nu era pentru oricine, propriu zis. Și aici mitul arată foarte clar de ce anume este nevoie de un eu puternic care să poată duce lucrurile. El ar fi fugit. Altfel, vine la spovedanie și a doua oară nu mai calcă pe acolo. Vine cabinetul psihoterapeutului și a doua oară nu mai vezi. Și uneori e nevoie chiar de o frână, chiar din partea, chiar duhovnicului sau a psihoterapeutului, astfel încât să aibă grijă, inclusiv să nu lase pe cel care vine, credinciosul sau pacientul, să spună prea mult dacă nu este pregătit, că uneori există, cu toate poate există un imbol. Mi-a dat seama de un lucru, de o traumă din trecut și vreau să vorbesc despre ea, dar poate că emoțional nu că nici pregătit să stea acolo. Și au fost cazuri în care oamenii au vorbit despre lucruri teribile care s-au întâmplat, venind de la ei și a doua oară nu au mai fost văzuți, pentru că au dezvoltat o rană foarte adâncă. Și atunci e important ca uneori și preotul, duhovnic și psihoterapeutul să știe să întârzie, să le dea voie celuilalt să apropie în timp, încet, de problema respectivă. Nu-i totdeauna un semn bun dacă celălalt se duce drept înainte, acolo unde este rană mai adâncă. Ai nevoie și de timp. De aceea și Dumnezeu ne dă nouă foarte mult timp. Da, și acolo... Legat de faptul că gândul are energia lui, energia aceasta poate fi simțită și decriptată de către cine. Adică energia gândului este dacă... Energia gândului este rezistența lui, anduranța lui. Ați remarcat că, de pildă, când ne propune ceva, are de pildă un plan, o idee. Și ați remarcat că dacă nu o făptuim, noi știm de multe ori că dacă nu o făptuim, se frâsă, cum zicem noi. Pur și simplu am pierdut trenul, n-am scris cartea, n-am făcut casa, nu mi-a schimbat viața, nu am apucat de sport, că am avut ideea aceea imediat și mi s-a întâmplat viața și m-am apucat să fac lucrurile astea și gata, s-a dus. Gândul și-a pierdut puterea. Gândul e poate mai acolo, că eu știu ce mi-a spus. Mi-a spus că de acum o să alerg în fiecare zi 5 km. Și n-am plecat. Știu ce am zis, dar nu mai am puterea. Și atunci e bine uneori de aceea, când avem un gând de pildă care simțim că este bun, să mergem cu energia lui, să nu lăsăm să ne scape, să nu amânăm. Pentru că el vine și cu, să zicem, un entuziasm, vine cu o putere a lui, care ne ajută. Altfel, dacă se duce puterea respectivă, rămâne doar așa un fel de gând abstract, care nu prea mai are legătură cu viața noastră. Până la un punct, poate veni, dacă revine, nu e sigur. Deci, energia aceasta a lui vine chiar de la, chiar din greacă, energia, care înseamnă act, acțiune. Adică are o putere de a pune în act, propriu zis. Ceea ce e valabil inclusiv pentru complexe. Emoția vine de la emovere, adică a mișca, a pune în act. Când avem emoții, făptuim. Când suntem înghețați emoțional, suntem foarte încremeniți noi înșine și foarte indispuși de a mai face ceva.
Ideea nu e să nu avem emoții. Că emoțiile sunt bune dacă ne raportăm corect față de ce ne pierdem autonomia. Și e important să ne știm emoțiile, să înțelegem ce trăim, să le nuanțăm, adică să distingem între mai multe tipuri de emoții, să nu răspundem la întrebarea cum te simți, spunând doar nasol sau rău, ca să nu sunt mai lucruri. Sunt multe alte emoții care pot vorbi despre cum ne aflăm. Să nu acționăm impulsiv în emoție, dar să fim atenți la ceea ce se mai pune să facem sau ne cere să facem și să acționăm în funcție de ce este prielnic să facem, cum am zis. Chiar spuneam de curând că România se întâmplă foarte puține lucruri la nivel colectiv și că nu ne este foarte bine pentru că avem o proastă relație cu emoțiile. Noi vedem că lucrurile nu merg bine, politic, administrativ, ce facem noi? Păi fie ne enervăm pe inimile, exploatăm, botocănim, amenințăm că nu mai votăm, că ieșim în stradă, că așa. Și după ce ne trece această emoție, această acută ridicată, nu mai facem nimic, propriu-zis. Adică lucrurile se opresc la ne enerva și apoi te reveni la ale noastre, că oricum nu se schimbe nimic, zicem noi. Nu se schimbă nimic dacă nu rămâne cultivată, să zicem, sau practic cultivată, o emoție care nu este acută, dar e constantă. Asta care mă face să spună, hai să fac ceva în privința faptului că, uite, la mine, pe stradă, se aruncă gunoaie pe jos. Uite, am un prieten, mai zic, un prieten foarte bun. De fiecare dată când merg cu el pe munte, el își o cumpără cu el și atunci în bucă respectivă, până cu o lună, pe așa, gunoaie pe care le întâlnește pe munte. Spunându-mi, da, și nu doar deștept, ci face ceva. Asta e practică, chiar și face ceva. Că deștept am fost și eu. Am bodocănit, m-am întrebat, am zis, nu se poate să găsești petrele de bere pe munte și hârtii, dar nu am lăsat acolo. Prietenul ăsta le ia și spunea, dumneavoastră, dacă ar face toată lumea asta, muntele ar fi mai curat. Eu ce fac? Eu mă enervez, explodez, bodocăn în cultura și în simțirea celorlalți, dar nu fac nimic în sensul acesta. Nu fac un minim și nici nu dau mai departe acest exemplu. Prietenul meu face asta și a frumos o pungă, nu poate să fie o pungă mare. Adună tot ce poate acolo, petru de plastic, de aluminiu, hârtii. Ne-a arătat și noi că se poate face asta și muntele e puțin mai curat. Deci el a făcut ceva cu emoția lui, propriu-zis. A pus în act. A deliberat, a simțit ceva, a deliberat și a făcut ceva. Eu m-am inflamat, mi-a trecut și a lăsat puterea la fel de bună. Frate, nu știu cum a spus că e deștept, s-a gândit că le putea și nu e deștept. E antreprenor. Domnul Costea, vă rog frumos. Asta a fost un fel de introducere la domnul profesor. De la ASE, domnul Costea Mitare, deci intrăm în zona economică, vă rog. Da, ce mă privește, Dumnezeu sunt prea frumos discuția cu astăzi, prezentarea dumneavoastră. Unele lucruri știam și m-a fost mai bine ordonate, altele nu le știam. Și au completat lucrurile care știam și erau până în viață pe subiectul acesta. Însă mi-a atras atenția o afirmație pe noastră. Și aici aș vrea să discutăm puțin. În spatele fiecărui complex de inferioritate se află un complex de superioritate. Asta înseamnă că acest complex de inferioritate nu poate fi asociat cu o valență duhovnicească ziditoare, cum ar fi, de exemplu, umilința sau smerenia. E o vulnerabilitate, o scădere. Și asta, întrucât ne duce la sursa sa sau la berechea sa, care este cel de superioritate. Și îmi pun două întrebări. Prima, și vă pun dumneavoastră aceste, de fapt, întrebări. Prima, putem vorbi și de un raport de reciprocitate? Adică, în spatele fiecărui complex de superioritate se află un de inferioritate. Și mi se pare că ar fi de așteptat ca răspunsul să fie pozitiv. Dacă nu, m-a interesat să înțeleg de ce nu este reciprocă relația de univocă.
Și a doua problemă, discuția s-a portat la nivelul persoanei, psihologiei persoanei. Dar cred că suntem îndreptățiți să vorbim despre psihologia a grupurilor, a comunităților mai mari și de caracteristici în acesta. Și dacă lucrul acesta este legitim, mă gândesc la faptul că unii dintre noi trăiesc această stare de excepționalism românesc. Adică considerăm că suntem buricul lumii. Deci avem complex de superioritate din punctul de vedere și întrebarea este dacă nu cumva, în termenii acestui comportament de psihologie colectivă, sursa acestui complex de superioritate este de fapt unul de inferioritate. Că dacă așa stau lucrurile, atunci și terapeutica acestei scăderi care este acest complex de superioritate s-ar contura mai bine decât al minteri. Mulțumim, domnul. Mulțumesc mult. Da, răspunsul este în primul cazul primului întrebări. Avem un raport de reciprocitate, în sensul că, așa cum în spatele unui complex de inferioritate se ascunde un complex de superioritate, întrebarea este, în cazul acesta, de unde vine complexul ăsta de superioritate? Sunt două răspunsuri, de fapt, simple și, poate, ca să nu ați reafișat și nu. Complexul de superioritate poate să ascundă, pe de-o parte, o stimă de sine foarte scăsută. Faptul de a fi fost văzut și apreciat de părinți, de instanțele parentale importante din viața noastră. Și atunci crește un complex de superioritate care se manifestă în forma galomaniei. Am nevoie să am tot timpul dreptate, să fie ca mine, să fiu excepțional, să fiu un model de urmat, chiar să performez în anumite lucruri. Dar toate aceste performanțe, toate aceste aprecieri au ca un singur scop, acela de a stupa unul interior, ăla e cel inițial, cel dar provocat de faptul că nu ai simțit că suntem iubiți pentru faptul că, pur și simplu, suntem noi, nu pentru că suntem speciali sau pentru că suntem deștepți sau pentru că suntem câștigat campionatul de șah în școală, în clasa a doua sau pentru că am câștigat, am avut premiul întâi, 6 clase sau pentru că avem avut centura neagră la karate în clasa 1. Faptul de a fi iubit necondiționat. Și atunci se poate naște pe formă acestui gol, propriu zis, un complex de superioritate. Dar, credeți, nu are neapărat în spate un complex de inferioritate, ci are mai degrabă un deficit emoțional. Un complex, un gol afectiv, o stimă de sine scăzută, un complex, dacă vreți, al abandonului. Nu se suprapune întotdeauna cu complexul de inferioritate. Complexul de inferioritate poate să le aparțină, de pildă, să zicem, narcisicilor, celor afectați de tulburare narcisică sau de rană narcisică, închiși, adică cei care, de fapt, au o stimă de sine scăzută, dar pe care nu și-o manifestă sub forma grandomaniei, ca pentru a-și primi confirmări în tot ceea ce fac, că ei, de fapt, sunt demn de a fi iubiți, demn de a fi iubiți. Și ceea ce pun în joc este mai degrabă o așteptare de a fi descoperiți și remarcați și văzuți și validați și desiubiți de cei meritoși. Este așteptarea de a le fi descoperite calitățile ascunse. El nu se manifestă sub, nu se manifestă ca niște grandomani. Nu impun
Sunt persoane, poți persoane foarte discrete, foarte rezervate, foarte îngăduitoare, foarte înțelegătoare, foarte confortabile. Nu e nimic acolo demonstrativ, propriu-zis. Dar în ceea ce este o așteptare foarte dureroasă, care are la bază credința foarte fermă că totuși există o calitate care face unici pe lumea asta și apoi mesianici, că atunci când vor fi descoperiți, lumea va avea foarte multe câștigări. Ceea ce poate că vrea să fie așa, dar nu chiar așa cum se așteaptă ei, de fapt, să fie. Unicitatea lor vine din altă parte, nu de acolo, propriu-zis. Din acel secret pe care știu ei. Și se simt foarte răniți atunci când când sunt criticați. Ei nu reacționează pozitiv, precum narcisicul la numatul, care devine contotent și imediat antagonist. Și mai degrabă spun că de ea așa este, da, și mânca în pământ, acceptă. Apoi fac ca o virtute, fac o virtute din asta, pe undeva considerând că, de fapt, vinovat e celălalt care nu i-a văzut propriu zis, nu are ochii potriviți. Și a zice atunci că s-ar putea ca în cazul unora să fie spatele unui complex de inferioritate să se ascundă, spatele unui complex de inferioritate, dar, de fapt, manifestarea este diferită, e foarte mult vorba despre manifestare. În cazul celui care are un complex de superioritate, discreția asta a celui care are un complex de inferioritate nu e prezentă. Nu se manifestă în spate. Nu se simte vinovat, propriu-zis. Dar e tot o formă de gol acolo. Cred că aici observația dumneavoastră a fost foarte precisă. Că și cel care are un complex de superioritate are în spatele lui un gol care îl face să se apropie de cel care are un complex de inferioritate. Da. Iar cel care are un complex de inferioritate are undeva un plin. E un prea plin ascuns, într-un fel. Și asta, uneori, poate să aducă acea circularitate. Dar nu neapărat, că e emoțional, ca să spunem, complexele sunt complexe de emoții adunate, configurate în jurul unui mare temen. Emoțiile sunt diferite, propriu-zis. Se întâmplă altceva. Unul este grandoman și se manifestă ca atare, să zicem, celălalt este timid, mai degrabă. Iar în cazul celei de-a doua întrebări, da, evident, avem și o psihologie a grupurilor, avem teoria iubirea de pildă, vorbim cu un conștient colectiv. În antropologia creștină vorbim cu o rană strămoșească. Păcatul Adamic, care se trece, cel puțin acest păcat Adamic se trece generație cu generație cu generație. Dar mai avem și păcatele de neam, despre care Biserica Antropologie vorbește, Antropologie vorbește despre așa ceva. Și când cineva se mântuiește din neam, se spune că este vindecată la respectivă neamul acela, ca și cum ar, să zicem, enimostazia. Vindecarea din... Ar cel care dintr-un neam s-a vindecat de o rană, cumva e vindecat pe toți. Nu aș să explic. Bun. În prezent e destul de mai... Cu cei care sunt în viață, cumva mai avea mai mult sens. În sensul că aș putea spune că e vorba despre schimbarea așezării sufletești. Cel care, să zicem, s-a mântuit sau și-a vindecat ora și care reverberează. Că știți cum este? Și spunem, copilul nu face ce îi se spune, ci ce vede. Cu alte cuvinte, comportamentul părintelui este mai important decât ce spune părintele. Adică așezarea sufletească a părintelui este cea care are cea mai mare putere de influență asupra unui copil. Și atunci, dacă, de exemplu, părintele a fost în prima copilărie a copilului, foarte violent și agitat, să zicem, unios. Și copilul crește, se configurează în complexe respective aferente. Și apoi părintele se schimbă într-un proces de transformare și se schimbă așezarea lăuntrică și emoțiile se reașează.
copilul simte asta, el însuși se schimbă în relație cu el. Tata nu mai e așa, mama nu mai e așa. Vede că există un alt mod de a relaționa și se produc schimbări foarte profunde. Cu cei răposați, nu știu, aici o să ne spună la Părintele Cristian cum se stau lucrurile, dar acum atorcându-mă la complexul de superioritate colectivă, da, avem și așa ceva. Adică colectivul este suma noastră a tuturor, propriu-zis, atât a anumilor pe care le acceptăm la nivel de conștiință, la nivelul conștiinței, cât și la nivelul regulilor acceptate social pe care le împărtășim cu toții sau parțial, cât și la nivelul traumelor sau conținutelor inconștientului. Se întâmplă și asta. Și o să vedeți că de multe ori acolo unde există o superioritate colectivă, există și o stimă de sine scăzută undeva, la nivelul inconștientului colectiv. Există o traumă care are nevoie de reparare și pe care a cărui răspuns la nivel colectiv este vine dintr-o supremație. Pentru că zis, n-am avea nevoie să ne afirmăm supremația dacă ne-am simțit stabil pe picioarele noastre. N-am avea nevoie de trei de comparații pentru a ne simți valoroși, la nivel personal sau la nivel colectiv. N-am nevoie de confirmarea celorlalți. Vine din interiorul nostru această stabilitate și această așezare. Când ținem neapărat să ne arătăm preeminența, să ne credeam prin noi nu suntem siguri de ea. Și că ține musa să le arătăm în cercuța aia, că ceilalți sunt sub noi. Și de regulă, în acest moment, îndoielice. Mulțumesc. Ne-am dus cu ora puțin cam departe și de aceea nu o voi mai aduce unele, să zicem, confirmări din alte surse. La ceea ce ați spus, în general, seara aceasta, pentru că a fost foarte, foarte bogat discursul și m-a bucurat foarte mult și cu siguranță am învățat foarte mult. Mă bucur să învăț. Pentru că am promis, spun, însă despre aceste, să zicem, recuperări pe care Dumnezeu le operează prin urmași. Mi-aduc aminte din tinerețea mea, din copilăria mea, una dintre